să susțină acest lucru, Emily Sande nu cântă, ea face dragoste cu muzica. De fiecare dată. Și pentru că am știut că o să înceapă rațiunea zilei și pentru că am știut că e luni și că e Blue Monday și sigur o să vii cu un subiect interesant, dar deprimant deopotrivă pentru noi ca societate românească, m-am gândit să îndulcesc puțin nota acestui început de săptămână. Bun venit, Cătă! Salut! Ce expresie prima dată când aud, e absolut fabuloasă. Da, serios. Face dragoste cu muzica. Ea nu cântă, femeia asta. Asta face. Excelent, bravo, mi-a plăcut mult. Miley Cyrus, ai dat astăzi? Am dat. Am avut o, știi că de fiecare dată când e o piesă nouă, hop și noi. Încă de vineri am dat-o, de când a fost lansată. E păcat că e radio, că nu se vede videoclipul tot timpul. Da, și mesajul din spatele piesei, excelentă. Adică tipa 13 ianuarie, zi aleasă special pentru lansare. E un personal revenge asta, știi? Da. O să faci o dezbatere. Care s-a răzbunat mai frumos, Shakira sau Miley Cyrus? Miley, Shakira. Mult mai elegant. Nu pot să spun brandul, știi? Shakira a pus cei care pe fac topoare, ceasuri. Au spus un lucru bun, că bateriile lor țin ceva mai mult decât relația dintre Shakira și Piqué. Foarte bun. Și astăzi Piqué e într-o mașină din aia, o să zic, da. Nu o să treci tu pe la casierie. Da. Eu am venit cu un subiect complicat, dar care ilustrează atât de bine lucrurile despre care le vorbim sau pe care le vorbim noi despre statul român, încât nu o să vă vină a crede. E vorba de taxa aceea de solidaritate pe care statul a impus-o anul trecut pentru companiile din energie, dar despre care OMV Petrom a zis noi nu plătim. Și acum lumea s-a uitat și s-a inflamat și a zis noi nu plătim. Cum adică nu plătiți? Păi hai să vă zic cum și de ce nu vor să plătească și cât de complicată e treaba asta și cât de bine e să ai carte, da? Da, cu parte n-am. Da, parte nu. Dar hai să vă zic imediat. Hai să ne zicem. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Fraților, deci e în felul următor. Încerc să o iau pe bucăți ca să înțeleagă toată lumea, chiar dacă n-a auzit niciodată de subiectul ăsta. Pe 28 decembrie anul trecut, Guvernul României a dat o ordonanță de urgență prin care aplică un regulament european care zice așa: domnule, noi suprataxăm, au băgat și cuvântul solidaritate, ca o chestiune de solidaritate, suprataxăm companiile din energie, le luăm supraprofitul. Cum se face calculul ăsta? Le luăm 60% din ce depășește cu 20% profiturile medii făcute în anii 2018-2021. Bun. Păi au spus că nu fac. Cine? Da. OMV, da. Nu așa, intrăm și în acest procent. Exact, deci ei au calculat, ei au calculat cu respectiv calculatoarele lor și au zis, bă, la câteva zile după asta a venit Petrom și a zis, noi nu. Acum, șeful fiscului din România a zis, mamă, stați că îi calculez acum, de iau toți dracii pe ăștia și o să vă arătăm noi că o să plătească. Da. Petrom, care are avocați probabil străluciți și oameni care sunt foarte bine pregătiți, s-a ridicat o sprânceană și a zis, mai vedem. Acum, mă întorc înapoi. Unde apare problema? Că m-am uitat și eu de curiozitate. Deci e vorba de transpunerea unui regulament european. Rețineți. Da. Modul în care Guvernul din România, când a dat ordonanța aia, a transpus regulamentul european, nu ne poate duce decât spre două concluzii. Prima e ori că a greșit, ori că cineva a făcut o chestie intenționată. De ce zic asta? Pentru că această suprataxare nu se aplică așa cum crede lumea, deci regulamentul ăla european e mult mai stufos decât ați crede și lucrurile sunt mult mai complicate decât v-am explicat aici. Nu se referă la veniturile obținute la pompă. În capul nostru e mereu. Te gândești la Petrom sau la alte companii, zi, mamă, ce prețuri ne pun ăștia. Nu. Dar și la pompă, tot ei au scumpit primii. Tot ei au scumpit. Dar vezi? Exact asta e reacția. Ne spun, mamă, ăia care iau la pompă. Nu. Banii acestor companii, că se numesc Petrom sau alte părți, nu sunt la pompă, sunt în extracție și în rafinare. Ori modul în care Petrom își ia banii este atât de complicat în materie de facturi și de contabilitate, încât nu toți banii sunt înregistrați în mod direct în aceste operațiuni, ci sunt defalcați în foarte multe părți. Și acolo, în regulamentul acela, se spune, de exemplu, că sunt taxate companiile astea care obțin 75% bani din extracție și rafinare. Ori Petrom s-a uitat pe regulament mai cu atenție decât Guvernul României și aia sunt felul următor. A, noi nu. Noi nu intrăm în categoria asta. Și atunci statul român s-a panicat și a zis, bă, cum nu intrați? Și a zis, nu intrăm, haideți să vă arătăm, veniți la noi în firmă să vă arătăm că noi nu extragem atât de mult încât să ne dea 75% din afacere aici. Dar în Austria plătesc.
Dacă în Austria e altfel împărțit afacerea. E altul calculatorul. Acum, hai să o zicem pe aia Șleau. Ăștia sunt niște oameni foarte bogați și care își permit să angajeze cei mai buni specialiști din lume, din Europa și din toate țările astea, încât să facă niște calcule complexe și de asemenea manieră încât să le iasă bine. Da? Așa se face. Un om deștept se încurajează de alți oameni deștepți și fac treabă. Statul român, când a scris ordonanța asta, care are o idee bună și în toată Europa și a zis, bă, ați făcut niște profituri uriașe, trebuie să dați o parte din bani înapoi la societate, statul român a scris ordonanța asta cu toți băieții deștepți de la noi, înțelegi? Toate neamurile cu metrele, amantele, toți ăia pe care i-ați băgat... De care tot am povestit. Exact, toți ăia pe care i-ați băgat în aparatul de stat s-au uitat și n-au înțeles despre ce e vorba. Da? Am citit săptămâna trecută, cred, o chestie scrisă de Pleșu, m-am furiat. Da? Ce zice? Pe tema asta, exact. Da, exact. Păi și dacă tu n-ai carte, n-ai pregătire, ți-ai pus toate pilele în funcție, cum naiba să înțelegi o chestiune atât de complexă? Iar ea, probabil că în Austria și în Sediul Petrom au râs. S-au uitat așa și au zis, ia uite, mă. Acum, sigur, există și o explicație subversivă, dacă vreți. Sunt oameni în piața asta, m-am uitat și eu în revista Curs de Guvernare, despre care v-am zis că o apreciez foarte tare și acolo sunt jurnaliști pe economie foarte buni. Există acest semn de întrebare. Multă lume a zis, bă, nu cumva i-am lăsat să treacă, că în toată povestea asta cu Schengen-ul să le deschidem o portiță? Nu cred. Că sunt alte negocieri în curs între cele două state, pe diverse extracții și așa mai departe. Nu avea rost să le lași banii ăștia, mai ales când îi arzi pe toți ceilalți, că nu e numai Petrom. A ieșit Romgaz, sunt și alte companii cărora le iei banii ăștia. Deci nu făcea să-i scam, n-ai cum. E un fel de discriminare la care toată lumea va urla. Eu cred în această variantă că n-am știut cum să o facem, că trebuie să vină unii să ne învețe, dar cum să ia lucruri complicate. Bă, de-aia zic, școală. Nu mai puneți fraieri în funcții, ca să zic așa. Nu mai puneți oameni fără carte. Nu vă mai puneți neamurile. Că uite, acum băieții ăștia cu avocați știu ce să facă. Și acum zice șeful fiscului, cred că Lucian Heuș îl cheamă, că trebuie să o să ia el la verificat că intră în astea ale companiei și da, desigur știu unde se va ajunge. Se va rescrie ordonanța. Se va rescrie ordonanța, dar în timpul ăsta Petrom ne-a dat semnalul cel mai clar. Și semnalul e acesta. Dacă nu ajungem la o înțelegere de comun acord în care noi să vă dăm niște bani, niște limite pe care le înțelegem, mergem la judecată, da? Și atunci la judecată, cu cine o să se ducă statul român la judecată, da? E și asta o întrebare. Și câți bani o să coste judecata asta? Câți ani va dura și unde se va face? Deci asta, învățătura acestei chestiuni, ea se va rezolva până la urmă. Nu o să rămână Petrom cu banii neplătiți. Adică, la cum arată tot spectrul pe aici, cu siguranță se vor plăti. Dar cât și cum? Iar învățătura este... Să-ți iei avocat care face din virgulă semnul întrebării. Exact. Și să-ți iei niște băieți... Ama, cum să zicem, politică, nimeni nu e... Noi nu suntem atât de naivi încât să credem că la un moment dat sau că alții nu fură sau că nu-și pun pile. Bă, dar diferența dintre pila românească și pila din străinătate este știința de carte. Deci nu mai puneți pile proști, puneți pile deștepți, dacă vreți o învățătură. Bă, unul care să știe carte, să nu vă fie rușine. Da? Și să nu te întoarcă societatea din urmă după aia să zică, bă, nenicule, cum ai scris, mă, tu legea asta de ăștia au scăpat? Cum ai făcut tu să scrii legea asta? Ai știut ce scrie acolo? Te-ai priceput la ce scrii? Nu. Nu te-ai priceput. Iată un bun răspuns. Că dacă știai, o făceai bine din prima. Da, prieteni, asta e, hai la judecată cu Petrom acum, ce să facem? Mai scoatem câteva milioane de euro din buzunar? Când se va termina procesul ăsta, noi nu vom mai fi să povestim despre, așa că știi cum e, ca tânăr și neliniștit, da. Adică nu o să știm finalul, asta e. Exact. Da. Bine. Uite, eu m-am gândit să aduc la radio Shania Twain, ca-ching, că tot merge ca-ching. Da, era aia, chestia aia cu banii. Foarte bună. Excelent. Îți mulțumim, Cătălin. Dacă nu ați reușit să ascultați rațiunea zilei de la început, va fi disponibilă în scurt timp pe site-ul nostru europafm.ro, dar și pe contul oficial de Facebook Radio Europa FM. Oricând ne asculți, promitem să-ți aducem cea mai bună muzică de ieri și de azi. All day long, all the time. Europa FM.